Cetățeanul Nonvaile Radu, de bună voie și nestilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanca Ciogolea Ana Maria. Da. Cetățeanca Ciogolea Ana Maria, de bună voie și nestilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Nonvaile Radu. Da. Constatând că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei, vă fac cunoscut următoarele dispozițiuni din codul familiei. O clipă unică, irepetabilă, la care au visat împreună. Primul pas în doi, făcut în fața ofițerului stării civile, inaugurează albumul cu imagini pure ale tinerei familii. Noi file se vor adăuga, anii vor aduce bucurii și împliniri, sub semnul acestei clipe în care amândoi au consimțit la alcătuirea familiei, Radu și Ana Maria Nonvaile. Tinerețea este foarte frumoasă, iar căsnicia este normal să se facă acum. Ne cunoaștem de foarte mult timp, de 6 ani, ne iubim foarte mult și cred că asta este suficient. Aveți aceeași părere? Da, sunt de aceeași părere cu ea. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată ce probleme vă pune această căsnicie? Sunteți mereu plecați? Da, da. Tocmai de-aia consider că această căsnicie este foarte bine făcută. Suntem doi oameni care muncim în aceeași branșă, să spun așa. Ne cunoaștem obligațiile, îndatoririle, sacrificiile pe care trebuie să le facem și atunci... Suntem doi oameni simple și ne-am căsătorit fiindcă ne iubim. Ne-am făcut planuri foarte multe, chiar pot să spun că atâtea planuri, nici nu pot să vi le spun... deoarece cred că nu o să putem, o să consumăm tot spațiul de emisie și o să intrăm în telegenarul de nou. Vă urez din partea emisiunii Bună seara, fete, bună seara, băieți, mult noroc, fericire. Această căsătorie este cel mai frumos trofeu al dumneavoastră, al ambilor.